De pressingul steliștilor, Toșca este faultat de Marian Constantinescu. Și iată-l pe Alin Toșca, îi înapoiază cartonașul galben lui Horațiu Feșnic. Cel mai aplaudat moment de până în acest moment al partidei de pe Arena Națională. Alin Toșca avea un galben pregătit, iată, pentru Marian Constantinescu. În această seară, cu o tradiție de peste 90 de ani în fotbalul românesc, Petrolul Ploiești întâlnește o echipă care joacă în nocturnă pentru prima dată în istoria sa într-un meci oficial de deplasare. E prima confruntare dintre Petrolul și o echipă care nu are niciun gol marcat în întreaga sa existență. Petrolul joacă astăzi semifinalele Cupei României după ce a trecut de echipele Unirea Jucu, Rapid CFR Suceava și Pasea Târgu Mureș, în timp ce echipa oaspete de astăzi, FCSB, este o debutantă în această competiție! Ne pare rău, dar nu avem istoric cu această echipă dansatoare de hore tradiționale țărănești. Mulțumesc, Gaben, domnul arbitru, că azi e ziua lui. Jucătorul cu numărul 9, Dumitru Copil avertizat, simpatică și simpatic și crainicul arenei din Călăraș. Bine, tot 3-0, nu s-a terminat meciul. Poșa doar în transmită pe la sud, Dinamo, pe luz la nord, Dinamo, Luzno, da, asta nu e o regulă. Cineva a pus mâna pe microfonul crainicului. Unul. Da, să ascunde, mai. Uite, nu mă mai. Băi, băi, colo. Băi, băi, ești fericit, da? Normal, am câștigat 300 de euro astăzi. Băiatul e mai glumit așa. A câștigat mai mult, dar și... O lansare acum a lui Hagi și iată o pasă foarte bună a lui Florin Tănase. Prelungirea lui Răzvan Marin pentru Aganović, mai departe către Florin Tănase. S-ar putea să... Foarte bună pasa lui Aganović, Tănase îl depășește pe Matache, apoi se aruncă, iată, e cât se poate de clar, nu a existat contact. Tănase se și uita spre arbitru să vadă dacă...